Prea cuvioși și prea cucernici părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori, demersul nostru duhovnicesc și catehetic îl continuăm. Ne aducem aminte că am început să medităm la învățătura de credință pe care ne-a lăsat-o scrisă episcopul Vasile al Oradiei, pe vremea patriarhului Justin. Și de ce facem lucrul acesta? Pentru că e tare important să ne fie bine precizat în mintea noastră crezul pe care îl avem. Și ca să ne mântuim, da, și ca să ne fie de folos în discuțiile cu cei ce sunt mai puțin inițiați în cele duhovnice. Și spuneam că în crezul nostru, în cele 12 articole ale Lui, este rezumată credința noastră. Crezul îl spunem la Sfânta Liturghie, crezul îl spunem la botez, crezul îl spunem la pevecerniță și la multe, multe alte slujbe. Și vă reamintesc, e elementar. Crezul nostru a fost stabilit de Sfinții Părinți la 2 sinoade ecumenice. Primul de la anul 325 la Nicea. Atunci au fost alcătuite primele 7 articole din crez. Pentru că pe vremea aceea erau unii sectanți în frunte cu Arie care nu credeau în dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Sinodul de la Nicea a precizat foarte bine pe temeiul Sfintelor Scripturi și a descoperirilor de sus ce trebuie să credem noi referitor la Dumnezeu Tatăl și la Dumnezeu Fiul. Celelalte 5 articole, până la 12, se referă la Sfântul Duh, se referă la Sfânta Biserică și au fost alcătuite în anul 381 la Sinodul de la Constantinopol. Acesta așa, ca un preambul la ceea ce medităm noi acum. Duminica trecută pomeneam de al 6-lea articol din crez. Și-a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer. Iar al 8-lea articol la care ne oprim în seara aceasta este: și iarăși va să vină cu mărire să judece vie și morții, a cărui împărăție nu are sfârșit. Referitor la venirea Domnului Hristos, Sfânta Scriptură ne lasă învățături limpede. Vă citesc 2 locuri din Sfânta Scriptură în care se face vorbire de a doua venire a Domnului Hristos. Știm sigur din gura Lui că El ne-a spus: nimeni nu știe când va fi clipa aceea, dar ea cu siguranță va fi. În Evanghelia după Matei, în capitolul 25, începând cu versetul 31, citim: când va veni Fiul omului într-o slavă sa și tot îngerii cu El, atunci va ședea pe tronul slavei sale
și se vor aduna înaintea lui toate neamurile. Și îi va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui: veniți binecuvântați tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și mi-a dat să mănânc, însetat am fost și mi-a dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând: Doamne, când te-am văzut flămând și te-am rănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav, sau în temniță și am venit la tine? Iar împăratul, răspunzând, va zice către ei: adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Că flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol am fost și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vă răspunde și ei zicând: Doamne, când te-a văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit? El însă le va răspunde zicând: adevărat zic vouă, întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la o sândă veșnică, iar drepții la viața veșnică. Este o relatare referitoare la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. O altă relatare pe care vreau să vă citesc este din Cartea Apocalipsei. În Cartea Apocalipsei, în capitolul 20, începând cu versetul 12, citim: și am văzut pe morții, pe cei mari și pe cei mici, stând înaintea tronului, și cărțile au fost deschise și o altă carte a fost deschisă, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați din cele scrise în cărți, potrivit cu faptele lor. Și marea a dat pe morții cei din ea, și moartea și iadul au dat pe morții lor, și judecați au fost fiecare după faptele sale. Și moartea și iadul au fost aruncate în râul cel de foc. Acesta este moartea cea de-a doua, iezerul cel de foc. Iar cine n-a fost scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iezerul cel de foc. Așa retează Sfânta Scriptură revenirea Domnului Iisus Hristos și judecata cea universală. Și iarăși va să vină cu mărire să judece vie și morții, a cărui împărăție nu are sfârșit. Îl am pomenit adesea pe Ioan Alexandru. Vi-l pomenesc și în seara aceasta. El a fost un om credincios și a meditat mult la învățăturile de credință ale bisericii. Și are o poezioară intitulată Epitaf, adică inscripția de pe mormânt, care sună așa: e tare drăgălașă. Pentru că s-a uitat cu milă la un căluț snopit în bătăi, pentru că unei bătrâne care avea intenția să se arunce în lac, fugind de la azil, i-a întins o mână de salvare, pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai apri vrăjmaș. Pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea,
pe care nimeni nu le-a știut pentru că le făptuse în al nevedere, el n-a murit, ci numai doarme până la înviere. Și apoi mai sunt și alte texte frumoase, referitoare la viața cea veșnică, referitoare la dreapta judecată, referitoare la faptul cum Domnul Iisus Hristos ne va răsplăti la fiecare după faptele noastre. Așa zice al șaptelea articol din crez. Și veți spune frățiile voastre, acum suntem în postul Crăciunului. Ar trebui mai mult să ne gândim la felul cum ne pregătim pentru Crăciun. Ne gândim și la lucrul acesta. Dar, dacă prima dată Domnul Iisus Hristos a venit să se nască și să crească, să ne mântuiască, a doua zi, a doua oară când va veni, va veni ca judecătorul cel drept. Acum, după ce vom colinda împreună, vă voi citi câteva lucruri dintr-o evanghelie apocrifă. Pe lângă textele inspirate de Dumnezeu și cuprinse în Sfânta Scriptură, cuvântul inspirație presupune lucrul următor, îi și dau definiția. Dumnezeu luminează mintea, încălzește inima și întărește voința scriitorului sfânt să scrie exact ceea ce îl inspiră Dumnezeu. Deci pe lângă aceste lucruri scrise în Sfânta Scriptură, alte lucruri pioase care nu toate sunt exacte din punct de vedere al credinței, se găsesc scrise sau au fost adunate în Evangheliile apocrife. Și câteva din ele vi le voi citi în seara aceasta din Pseudo-Evanghelia după Matei. Lectura din Evanghelia lui Pseudo-Matei ne relatează ce s-a întâmplat atunci când Domnul Hristos, Maica Domnului și dreptul Iosif au fugit în Egipt ca să scape de furia lui Irod. Vă citesc câteva fraze. Ajunseră lângă o peșteră și voiau să se odihnească. Maria coborâ din șa și îl ținea pe Iisus pe genunchi. Iosif luase cu el la drum trei slujitori, iar Maria o slujnică tânără. Și iată că dintr-o dată din peșteră ieși o mulțime de balauri. Cum îi văzură slujitorii, începu să se țipe de spaimă. Atunci Iisus coborâ de pe genunchii mamei sale și stătu drept înaintea balaurilor și îndată aceștia se închinară și apoi plecară de acolo. Astfel s-au împlinit cuvintele profetului David. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurile și toate adâncurile. Copilașul Iisus mergea înaintea balaurilor și le poruncea să nu facă rău nimănui. Dar Maria și Iosif se temeau foarte tare, ca nu cumva balaurii să lovească pe Iisus. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți și nu vă gândiți că sunt un copilaș. Eu totdeauna am fost și sunt un bărbat desăvârșit și toate fiarele pădurii trebuie să se facă blânde înaintea mea. La fel se închinau leii și leoparzii și mergeau alături de el prin deșert. Oriunde se ducea Maria și Iosif, ei o luau înainte și le atau drumul. Apoi își plecau capetele închinându-se lui Iisus. Prima zi când Maria a văzut lei și alte neamuri de săl, bătăciuni, venind în preajma sa, încremenit de frică,
Dar pruncul Iisus o privi cu un chip vesel și zise: Mamă, nu te teme, că nu aleargă spre tine ca să-ți facă rău, ci ca să ți se supună. Cu vorbele acestea smulse toate teama din inimile lor. Leii mergeau împreună cu ei, cu boi, cu asinii și cu celelalte animale de povară. Și nu făceau rău nimănui, ci erau blânzi între oile și berbecii pe care îi aduseseră tocmai din Iudeea. Aceștia treceau printre lupi, fără nicio teamă că vor fi mușcați. Atunci s-au împlinit cuvintele profetului: Lupii vor paște la un loc cum ei, leul va mânca paie ca și boul. Aveau cu ei doi boi înhămați la un car, unde își puseseră toate cele de trebuință. Lei mergeau înaintea acestora și le arătau drumul. După 3 zile de mers, Maria a fost topită de arșița deșertului. Văzând un palmier, îi zice lui Iosif: M-aș odihni la umbra lui. Iosif o duse lângă palmier și-o coborâ din șa. După ce s-a așezat, Maria s-a uitat în vârful palmierului și a văzut că era plin de rod. Atunci a zis lui Iosif: Aș dori, dacă s-ar putea, să mănânc din roadele acestui palmier. Mă mir că zice aceasta, răspunse Iosif: Oare nu vezi cât de înalt este? Cum te-ai gândit să mănânci din fructele lui? Eu sunt mai degrabă îngrijorat din pricina lipsei de apă, căci toate burdufile au rămas coale și nu mai avem cu ce să ne potolim setea, nici noi și nici vitele noastre. Atunci copilașul Iisus, care stătea fericit la sânul mamei sale, zice către palmier: Pomule, apleacă-te și răcorește-o pe mama cu fructele tale. Și îndată palmierul își plecă vârful până la picioarele Mariei și ea culese fructe din el. Sunt relatări dintr-o evanghelie apocrifă. Ele sunt drăguțe, sigur că nu au puterea pe care o au cuvintele inspirate de Dumnezeu în Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură. Amin.